Am pornit spre Salar de Uyuni. Cel mai mare deșert de sare din lume. Ia uite, torurile cum pleacă. Andrei, atunci chiar. Ce răcoare la ora asta. Ora 9 dimineața, răcorică. Un joc. De aici, din față, de la târgu. De 1 euro. Ce produs. Chiar și o șapcă n-ar trebui, sincer. O șapcă, da, o pălărie. O pălărie de drum? Te-ai scos. Tuning de fric. E 4 euro. Delux. Sau poate un Timberland. Buenos días todo el mundo. Sí. Ai blocheo también, ¿se cree? Oh, sunt blocaje, nu găsim bus să ne lase în Colciani. Dar am găsit un tur super ieftin. Și vedem acum ce ne oferă. Vamos al cementerio de trenes donde ustedes ya visitaron. Entonces, si no quieren visitar, no hay problema. El jeep recoge a los pasajeros, lo que es 10:30. Sí. Hoy se va al cementerio de trenes. Sí. Mientras ustedes pueden esperar aquí en oficina o pueden ir a caminar. Sí. ¿No es cierto? Después regresa el jeep de cementerio de trenes, recogemos a 2 pasajeros que son ustedes y empezamos el tour con ustedes, ¿no es cierto? Nos vamos a Colciani. Colciani, por ejemplo, es una pequeña población que está ubicada casi al orilla del salar. Aquí tenemos 3 cosas para visitar. Está lo que es la planta procesadora de sal. Por ejemplo, los pobladores de Colciani, cuando el salar está así seco, llevan la sal a la planta procesadora y luego hacen el tratamiento correspondiente, ¿no es cierto? Y nosotros aquí consumimos lo que es la sal de Uyuni, la sal de Colciani. En Colciani también hay un museo de sal donde hay muchas artesanías hechas de sal, ustedes van a poder observarlo. También en Colciani hay una feria artesanal donde hay muchas artesanías, si desean pueden adquirir y todo eso, ¿no? En Colciani vamos a almorzar, el tour es con la comida incluida. Por ejemplo, tenemos comida vegetariana, tenemos arroz con pollo, tenemos el graneado de quinoa con el filete de res en Colciani. Y la comida es calientita, preparada para los pasajeros, ¿no es cierto? Uh-huh. Después ingresamos al salar. En el salar están los ojos del salar aquí, sí. Donde si desean pueden lavarse las manitas, pueden lavarse los pies, estas agüitas son medicinales. Después nos vamos a escalera al cielo, que está por aquí. Es una pequeña escalera donde si desean pueden subir, es hecho de sal, ¿no? No es natural, pero es hecho de sal. Hecho por los pobladores de Colciani. Continuamos el recorrido. Por este lado está lo que son las artesanías de sal. Está la mano de Dios, está la pirámide, es de los Uyuni, hecho de sal. Y muchas artesanías aquí para que puedan tomarse fotitos, ¿ya? Para ingresar a estas artesanías tiene un costo de 5 bolivianos, que es por persona. Nosotros aquí no les cobramos. En este lugar hay un encargado de aquí, de la población de Colciani, donde ustedes les va a cobrar, ¿no? Continuamos por este lado. Por este lado está lo que es Plaza de las Banderas, está Hotel de San, Monumento al Dakar. Din cauza că sunt proteste, este drumul blocat spre Oruro și nu putem să luăm un bus, dar am găsit o mega combinație cu 14 euro de om. Ne-am luat un mare tur care ne duce fix unde vroiam noi, ne duce prima oară. Normal puteam să ajungem acolo cu maxim 10 euro dus întors, dar cum este protest nu se poate lua niciun bus spre zona aia. Planul nostru era să mergem cu busul care mergea spre Oruro, să coborâm în Colciani. De acolo, din Colciani, mergeam pe jos, intram în
cel mai mare salar din lume pe jos, totul exploram pe jos 12 km și la fel ne întorceam pe jos, dar din cauza protestelor nu mai putem să mergem. Că e blocat, așa luăm... Luăm acest tur cu 15 euro de 14. Persoană. 14, prima... plecăm la 11:30 și ne întoarcem la 8 seara. Prima oprire era la cimitirul de trenuri, dar am zis că nu, că deja am fost ieri, nu mai are rost să mergem. Și a mai scăzut 50, a mai scăzut. Un tur normal costă 150, noi pe ăsta am dat 100 de bolivieni. Acum putem să explorăm, să mâncăm și să ne bucurăm de soare. Mergem spre Lica, mâine am găsit să fentăm un tur care costă câteva sutici de dolari. Și am găsit un bus cu 30, adică 4 euro de om. Și acest bus traversează... 4,50 euro de om. Și acest bus trece prin tot... Tot salarul. Aceasta este agenția de bus care sare la Lica în fiecare zi la ora 1. Trece prin tot deșertul de sare, fără niciun cost suplimentar. Și în afară de asta, poți opri fix la refugiu și să dormi pe insulă. Dar trebuie să ai la tine sac de dormit și tot ce trebuie. Să începem ziua cu o supică de mani, supă de alune și... Ahi de papalisa, un fel de ostropel de cartofi și legume. Și refresco de sesam, 6 de ăștia. ¿Y esto cómo lo hace? Se retosta levemente. ¿Sí? Y luego se enfría el grano, agua hervida fría, licuarlo al día siguiente y alargarlo con agua fría misma. Voy a agregar azúcar moreno, un poco de limón si es posible, ¿o bien? Sí, muy bien. Gracias. A usted. Acepto máquina, am luat turul cu Ecological Operator. Forța Boliviei sunt femeile, uite pe care și pe tine în spate până las. Păi uite, arată. Hai să ne intrăm aici, nu? Ok? Blocajele de la radio. Doi lei 50 litrul de benzină. Blocheadorii, oamenii care blochează drumul, protestatarii. Pulcianii, 20 de kilometri, s-au luat după Peru. Cei din Bolivia fac proteste. La
o feria de artizanat. În Sătucul, unde trebuia noi să venim cu busul care nu merge din cauza protestelor, am oprit în Sătucul care se numește Colceanii. Oricum merită super mult, pentru că împarți o mașină 7 oameni și vine super, super ieftin. Mami, opite-mă. În banii ăștia avem și o masă inclusă. Oho, ne bagă prin backstage. Backstage. O să fac și poză cu... Nosotros en esta región lo hacemos manualmente, todo es con mano. Estos hornos que vengan de este hornos sirven para sacar la sal, porque la sal viene buscada del salar. Y se tiene que al gusto. Nosotros lo tenemos en esta región. Cuando está seco, se llama leña. Y cuando está verde, todo. Nosotros utilizamos como un combustible para el fuego. Estos bloques que lo ven son naturales. Los tenemos en el salar. Los sacamos con estas herramientas. Ya sirve para construcción, hoteles de sal, camas de sal, consumo animal. Y estas rayitas que lo ven café son los desbordes de las montañas en tiempo de lluvia. Desemboca agua turbia al salar. Y cuando llega la sal queda como una raya. Pasa la lluvia nuevamente, crece la sal blanca. Eso es el proceso de los bloques de sal, amigos. Ahora, esta sal que lo ven, amigos, acá... Liniile astea sunt din cauza ploii. Atunci când plouă, se formează această linie. După, starea se depune și din nou este alb. Iar astea se folosesc în construcție. Hoteluri de sare, paturi de sare... Aici vedem cum extrag sare. Lăsăm de salar, lo tenemos en ese camión, un Marta Nissan, ultimul modelo. Sara vine adusă de acest camión de ultim model. Como 150 kilos de sal mojada acá. Y lo doblăm la bolsita. Juego acá, no tenemos más, si no hubiera enseñado cómo es. 5.000 kilos lo hacemos en el día cuando tenemos mercado, 8 personas. No hay explotación en toda Bolivia. Pasan por acá, amigos. 5.000 kilos, 8 personas. Cristal de sal, ¿cómo es la naturaleza? En este momento, cristales de sal lo van a ver en el salar, en los ojos de sal. No dentro del agua. Y tenemos el flamenco chileno con patas amarillas. Viene a visitar Bolivia, Laguna Verde, Laguna Colorada, Laguna Celeste. Después se vuelve a San Pedro. Y el trabajador salero está picoteando un montón de sal. Eso es, amigos, alguna pregunta. Miros toate facute din sare, cactus din sare, cutii de bijuterii din sare. Flamingo, asta ce mai sunt? Cât de tare e ciuperca! Făcută din lemn de cactus. Veioză! Scrumiere, tot felul de... Vreau de lucruri interesante. Accesorii. Și o mare buvniță. Piramide. Bere de cactus și bere de coca. Wow, tare! Și bere de coca. Conoha de coca. Găsim altceva. Alte chestii. Hola, Javier, te hablo. Al stop, alte explicații, al bazar. Al bazar, baie, pentru că în deșertul de sare nu este baie. Și în acest loc vom lua și masa. Aici? Sí.
cu 10 euro îți poți lua un plovoroi. Din lână. Din lână. Așa am zis doamna de aici că e din lână. E puțin cam mic. Se lasă la apă. Da, ia uite-te. Lux. Te vezi? Garoi. Mâne și mâine, păi. Se lasă. Se lasă, eu știu. Cine așteaptă masa? Nu mă scoam în față. Explotar en seco y perjudica la lluvia. Para que no llueva, ¿no? Para que no llueva y de aquel lado viene un viento y se lo lleva a las nubes. Cargadores, camioneros, entonces ellos distribuyen la sal dentro del país, ¿no? Y tal como se explicaba, no hay exportación extranjera, todo es interno. En Colchán y en este sector todo es para la región, ¿no? La explotación, que es decir, el proceso de sal que se realiza. La Unión y para algunas comunidades, ¿verdad? Después todo eso lo llevan en brusco a La Paz, Santa Cruz, Potosí, Tarija, dependiendo, ¿no? Los ahí sitios, también, ¿no? Lo procesan. Ahí directo, como han visto que es sencillo, ¿no? Entonces las plantas ya están en ese sitio. Celui mai mare deșert de sare din lume. Am ajuns în deșertul Uyunii, Salar de Uyunii, care are 10.500 de kilometri suprafață. Și suntem la 3.650 de metri.
are 10 milioane de tone de sare. Deja mi-am intrat printre degete. Stai așa să ne băgăm chiar în... Loc de foto. Aici faci poze cu tot felul de obiecte, cu dinozauri, cu... Îți faci celebrele poze. Inimioare, aparatele, totul e pregătit. Adâncimea sării, la câți metri crezi că e? Până la câți metri se duce? La 3. 120 de metri. Până la 120 de metri se duce sarea. Este cea mai mare oglindă a lumii. Agențiile spațiale o folosesc pentru a calibra altimetrele de pe sateliții din jurul Pământului. De aici se reglează sateliții. Zilnic sunt extrase aproximativ 25.000 de tone de sare din acest loc. Și stăm pe cea mai mare rezervă de litiu din lume. Din cauza asta sunt protestele acum, din cauza litiului. Din cauza că oamenii nu sunt plătiți cum trebuie și protestează. Au început să protesteze. Au ieșit toți din mine. Multă lume se pierde în acest loc pentru că GPS-ul o ia razna, așa spunea șoferul. La fel și busola o ia razna și tocmai de asta, acum când eram pe drum, a spus șoferul că este în construcție un mare far care va lumina și atunci toată lumea o să-și ia ca punct de reper și nimeni nu o să se mai pierde. Pentru că ne-a zis că, și că s-au pierdut și italieni și francezi în acest loc, cu toate că aveau de toate la ei, să nu se piardă, dar s-au pierdut. Tehnologia o ia razna în acest loc. Da, poate fi și vrăjeală, nu neapărat. Sare cât vezi cu ochii. Acum 40.000 de ani în acest loc era lacul Mincin. Acum 11.000 de ani era lacul Tauca. Clima era total diferită, se găseau și dinozauri cu mult timp în urmă. Făceau apariția. Din cauza că acum este o climă foarte caldă și uscată, a dat naștere la această minunăție. Acum doar se pot face poze cu dinozauri. Fotografii cu dinozauri de plastic. Trage bine pe nas. Trage cât poți.